Eu vă întreb. Dom'le, cum v-ați gândit sau cine s-a gândit, dom'le, să dea aprobare? Dom'le, la blocuri, dom'le. Voi să se construiască blocuri într-o veselie, într-o comună, nu știu. Pug, aveți pug? Pug, avem pug, pug. Pug. Da, se avem pug, asta, da. Care stabilește pe un an, 2, 5, 6, 10 ani, nu? Cât, pe 10. Pe 10 ani, bă, nu facem decât case cu două etaje, cu un etaj, din astea, nu? Nivelul. Plus șoseaua face mai largă, mai îngustă. Doar sunteți mulțumit când se fac blocuri? Vă întreb. Nu neapărat. Nu sunt foarte mulțumit, dar sunt niște cerințe... Mari. Nu, mari. Și este o cerință inclusiv... Deci, planul urbanistic general, care prevedea multe blocuri și depus de fostă administrație... Era în planul urbanistic da. General erau prevăzute blocuri. Da, da. Da. Păi și atunci eu de ce m-am mai dus domnul Bucărin să-mi fac casă? Ți-ai făcut casă acolo și o dată lângă mine păi au apărut două blocuri de 8 etaje. Mai era o capcană. Păi de ce m-am dus acolo? Ca să fiu ca mai lejer. Planurile urbanistice zonale erau atât de permisiv făcute. Deci că dacă te uitai, ziceai, domnule, aici ce e? Păi aici se fac case. Ok, perfect, îmi iau parcele și se face casă. Dar în regulament spunea că se poate face locuință cu până la 6 apartamente. Până la 6 apartamente înseamnă poate deja să fie și bloc. Și pe orizontală și pe verticală. E bloc. Da. Nu, ăla e bloc. Da. Nu, e P plus 2 plus mansardă, este bloc. Da. Ce este îmbucurător este că nici în trecut, și asta e un lucru foarte bun, și nici pe viitor, tot ce înseamnă aceste blocuri nu sunt mai mult, nu vor avea mai mult de 2 etaje. Ce etaje? Domnul Bucărin, stai stână, eu nu mai o să fiu, dar o să vedeți că în 5-6 ani se vor face și de 10 etaje. Că așa e presiunea, asta o să motivează toată lumea. Băi, presiunea pieței. De ce în Occident, bă, nu există, mă, te duci în comunele alea, bă, nu vezi una de 3 etaje. Dom'le, dacă e satul doar cu un etaj sau cu bacul, așa e tot satul. Dom'le, la noi 10 case așa, hop, și un monstru. Păi, asta a fost, de fapt, în trecut. Asta bun. Este consecința acestor dezvoltări haotice, că nu aveți interes, să nu vorbim deci, de... Nu aveți interes nu, să n-am facă niciun interes. De n-am 4 niciun etaje, interes. 6 etaje. Doamna Sperle are? Întrebați-o pe doamna Sperle. Uite, că am văzut că vă urmărește foarte atent afacerile dumneavoastră și după aia când am văzut, zic, băi, e bine că, uite, o să o chemă în emisiune să spună despre afacerile imobiliare a domnului Bucărin. Și domnule, e transparență, vorbește. Dar după aceea, Sperlea când a sărit cu gura, am văzut, mamă, când au să zis unii, bă, tate, păi doamna Sperle are interese de 5 ori decât domnul Bucărin imobiliare. Deci, ca să clarificăm și interesele domnului Bucărin. Domnul Bucărin a făcut niște bani din muncă cinstită și am făcut niște investiții pe zona imobiliară în Moșnița, pe case. Deși puteam să construiesc blocuri și să cumpăr zone de blocuri. Nu am vrut pentru că nu mă simt confortabil în zona asta. Între timp, piața imobiliară a căzut, deci de business-ul respectiv se ocupă soția mea, ca să nu mai aibă nimeni și este transparent, este făcut pe soția mea, nu este făcut pe intermediari, din banii mei cinstiți munciți. Da? N-am niciun interes în Dumbrăvița, n-am avut niciodată în Dumbrăvița nimic și nici n-am niciun interes în Dumbrăvița. Și acum mă felicit că n-am cumpărat în Dumbrăvița, deși aș fi putut să cumpăr în Dumbrăvița, pentru că toată lumea ar fi zis, domnule, că preciți acum...